Se spune că avem undeva cam la 60-70 de mii de gânduri în fiecare zi, însă în proporție de 95% gândurile acestea sunt pe repeat. Cu alte cuvinte, gândim aceleași gânduri de la zi la zi. Un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult și pe care îl aplic întotdeauna în coaching cu cursanții sau cu clienții mei unul la unul este acela de a observa gândurile. Da? Deci începe să-ți observi gândurile pe care le gândești. Începe să observi, de exemplu, când mergi pe stradă, când te duci la magazin, la ce te gândești. Da? La ce este primul lucru, deci la ce te gândești, da? Atunci când, de exemplu, vine vorba despre bani, la ce te gândești, da? La ce te gândești când vine vorba despre bani? Când auzi cuvântul bani, de exemplu, te gândești mai degrabă la facturi, te gândești mai degrabă la banii care nu e încasat încă și urmează să-i încasezi, da? Adică la o lipsă, te gândești la, nu știu, la ce te gândești, da? Care sunt imaginile care îți vin în minte atunci când spui cuvântul bani, abundență, prosperitate sau în orice caz când te gândești la finanțele tale, de exemplu, și care sunt, deci cuvintele și imaginile, la ce te gândești și ce gândești despre acele lucruri, da? Deci unul este focusul, da? Ce, la ce mă gândesc și doi la mână este cum gândesc despre acel lucru, da? Cu alte cuvinte, de exemplu, dacă te gândești la, iau așa un exemplu care îmi vine acum la întâmplare în minte, da? Auzi bani, te gândești la, nu știu, la facturi. Ce gândești despre acele facturi, da? Este foarte important ce gândești despre acele facturi. Cu alte cuvinte, te gândești că, ok, îți plătești facturile la timp, că ești o bună platnică, da? Și le plătești cu bucurie și cu entuziasm, adică îți face plăcere să dai bani, da? Pentru serviciile care îți sunt prestate sau pentru ceea ce îți dorești, îți face plăcere să dai bani, sau te gândești, aolo, iarăși a venit factura, de ce o fi venit atât de mult, sau stai că n-am chef să plătesc, sau mai lasă că plătesc zilele viitoare amân, da? Deci vreau să spun că în viața mea o schimbare destul de mare, da? Am intrat așa pe un trend ascendent din momentul în care am început să aplic niște principii simple legate de abundență și legate de prosperitate, da? Și unul din aceste principii a fost că am început să-mi plătesc facturile la timp, tot timpul, da? Deci cum primeam o factură, cum o plăteam. Și în ziua de astăzi la fel, cum primesc o factură, cum o plătesc. Rare ori se întâmplă factura să aștepte, nu știu, până a doua zi sau foarte, foarte târziu, până a treia zi, da? Deci întotdeauna am început să-mi dau, eu singură, de exemplu, am început să-mi dau indexul la energie electrică, să-mi dau indexul la gaze, da? De ce? Ca întotdeauna să fiu sigură că îmi vine o factură în acea lună, da? Să fiu sigură că îmi vine o factură în acea lună, să arăt responsabilitate, pentru că ceea ce punem în univers, aceea se întoarce înapoi la noi. Și vreau să spun că de când am aplicat principiul acesta, eu nu am mai avut clienți care să nu-și achite facturile, da? Și înainte aveam clienți care nu-și achitau facturile sau care își achitau facturile cu întârziere. Deci începe să practici astfel de lucruri care sunt subtile, la care nu te-ai gândi, da? Că funcționează. Însă o viață ordonată întotdeauna creează ceva extraordinar în realitatea pe care tu o trăiești, da? Și apoi am început să plătesc facturile cu bucurie. Da? Am început să plătesc facturile cu bucurie, cu entuziasm, bucurându-mă și știind că sunt niște oameni care, pentru care sunt utili, necesari acei bani, pentru care sunt o bucurie acei bani în viața lor atunci când îi primesc. Da? Și chiar dacă ne gândim la astfel de, nu știu, de coloși, da? Cum sunt, nu știu, companiile de telefonie mobilă, de electricitate, de gaze, da? Ne mai vorbim de firmele mici, însă chiar dacă mă gândesc la astfel de coloși, da? Mă gândesc la faptul că acolo, în acea companie, este un angajat. Da? Și acel angajat este la fel ca mine,
la fel ca sora mea, la fel ca mama ta, la fel ca tatăl tău, la fel ca prietenii tăi, la fel ca oamenii pe care tu îi iubești. Ei, cum se simt acești oameni atunci când își primesc salariul, de exemplu? Da? Cum te simți tu atunci când îți este plătită o factură? Da? Atunci când un client al tău vine și îți plătește o factură sau atunci când angajatorul tău îți pune salariul pe card, de exemplu, sau ți-l dă în mână? Cum te simți? Da? Eu cel puțin știu că mă simt extraordinar. Și dacă vrei ca facturile tale să fie, salariul tău să-ți fie dat la timp, tu să primești abundența în viața ta, începe să oferi. Este un principiu despre care vorbește foarte mult și șlefuitorul de diamante, Geshe Michael, și chiar ți-i recomand să citești această carte. Oricare din cărțile lui are mai multe cărți despre principiul acesta al faptului de a crea o realitate, da, prin ceea ce tu oferi. Cu alte cuvinte, dacă tu îți dorești să atragi în viața ta bani, să începi să oferi bani. Dacă tu îți dorești să-ți fie plătite facturile la timp, începe să plătești tu facturile la timp. Dacă tu îți dorești clienții tăi să fie entuziasmați, să colaboreze cu tine, oricât ar fi, nu contează, da? Să fie entuziasmați, să colaboreze cu tine, fii și tu entuziasmată atunci când le plătești altora bani. Bucură-te, pentru că este până la urmă o alegere pe care o faci, da? Ca tu să beneficiezi de acel serviciu sau de acel produs, da? Orice ți-ai cumpăra, chit că mergi la magazin și îți cumperi, nu știu, alimente sau îți cumperi orice ți-ai cumpăra. Deci astfel de principii pe mine cel puțin m-au ajutat foarte mult. Și ce se întâmplă? Îți pune mintea pe prosperitate, da? Deci tu muți focusul de la aoleu, iarăși a venit o factură, sau aoleu, iarăși trebuie să plătesc nu știu ce și n-am niciun chef să plătesc treaba aia, da? Sau, e, da, de unde? N-am, lasă, nu contează, da? N-am, da? Ei, ce se întâmplă? Tu când vii și spui n-am, chit că spui unui cerșetor de pe stradă n-am, creierul tău înregistrează lipsă. Și în momentul acela, tu transmiți la nivel vibrațional, da? Transmiți o energie a lipsei. Și universul ce face? Universul întotdeauna vine și îți reflectă înapoi ceea ce tu îi transmiți. Da? Adică tu spui, n-am bani pentru această factură sau n-am bani astăzi pentru această factură, dar este tot lipsă, este tot n-am. Da? Deci tu vei transmite lucrul acesta și atunci universul, când tu te duci și ceri, da, și spui așa ce mi-aș dori, nu știu, un salariu mai mare, așa ce mi-aș dori mai mulți clienți, așa ce mi-aș dori nu știu ce lucruri, universul ce vine? Este ca o oglindă întotdeauna, este ca o oglindă și vibrația se întoarce înapoi, e ca un bumerang așa. Da? Știi cum era în Cartea Junglei, parcă la Mowgli, acel bumerang care l-a aruncat și se întorcea la el înapoi. Ei, și universul reflectă această undă vibrațională care se întoarce înapoi la tine și îți spune iarăși n-am, da? Și vei vedea că toate lucrurile pe care tu le faci, da, se vor lovi de acest prag de n-am. Pe când dacă tu începi să oferi cu bucurie bani, să-ți plătești facturile la timp, să le plătești cu bucurie, da? Deci tot ce ai tu de achitat, să achiți cu bucurie și cu entuziasm, da? Să te concentrezi pe prosperitate, da? Și să-ți iei mintea de la ce ai de plătit, de la ce facturi ai, de la rata la bancă, de la, eu știu, ce ai tu de achitat sau ce datorii financiare sunt în viața ta. Și când începi să te gândești la prosperitate, da? Vei vedea că întotdeauna universul va găsi o cale să te aducă această prosperitate, da? Și chiar dacă nu-ți va fi mărit salariul, să spunem, da, la job, vei vedea că, nu știu, vei găsi ceva, un proiect, da? O colaborare din care să câștigi niște bani, o perioadă, da? Un timp, nu știu, chit că este vecina, da? Să spunem, care are, nu știu, o pisică, un cățel, niște flori, ceva și te lasă să îi îngrijești casa preț de, nu știu, două săptămâni, o lună sau două luni sau cât pleacă ea de acasă și îți oferă niște bani în schimbul acestui serviciu, de exemplu, da? Este tot o sursă de venit și este ceva suplimentar pentru tine.
Universul întotdeauna va găsi, da? Deci ți se închide ușa într-o parte, ești refuzată de un client, să spunem, sau de un angajator, primești banii pe altă cale. De ce? Pentru că este vibrația ta energetică, este ceea ce tu îți programezi în subconștient, da? Și îți programezi abundența în subconștient, pentru că tu tot timpul vei gândi am. Din acest motiv, de exemplu, eu am început să ofer bani, da? Deci să ofer bani, să nu mai spun atunci când văd, nu știu, chiar și un cerșetor pe stradă, da? Să nu mai spun n-am. De ce? Pentru că nu este vorba despre acel, nu știu, 2, 3, 5, 10 lei sau cât dai unui cerșetor, da? Nu este vorba despre acea sumă de bani, ci este vorba despre faptul că eu aș repeta un gând, da? De lipsă. Și pentru că nu îmi doresc această lipsă în viața mea și pentru că nu mi-am mai dorit această lipsă în viața mea, de câțiva ani am început să tot timpul să spun da, am, câțiva, nu știu, oricât am ceva, da? Deci întotdeauna am. Bun.